Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Pandă? Balut! Ce vine, măciucă? Balut! Ah, bă, că nu ești fan! Știi ce cred eu? Până la final de audiții nu scăpăm de un balut și de un stinky tof. Bă, stinky tof-ul ăla trebuie să-i liberăm platou. Deci dacă aduce de la care vrei tu, de la care putere... Nu, de care vrei, nu vrea nimeni de la. Eu vreau. Eliberăm platou. Bă, comandă-ți acasă, bă, să-ți vină pe stradă, să te ia vecinii. De ce, mă, ce ai cu ăla? Trebuie să stăm cu dal aici. Eu îl vreau să gust, mă. Stai să vedem acum. Hai! Oh. Punem pariu că sunt cotlete de miel? Da. Sunt cotlete de miel. Sunt cotlete de miel. Aoleu. Lasă-l, mă, că el s-a uitat, e farfuria lui. Da. Astea nu-s de la noi. Hai, nu sunt. Asta. Bă, ce țeapă mi-am luat. De ce? Uite-te la lui ăsta și uite-te la... Ce are, mă? E la fel de și a mea. E la fel de crudă și a mea, nu-ți face griji. Ai, bă, eram sigur că n-am lăsat ca în crud. Ce avem noi aici? Pește cu piure, un morcovior, o roșioară. Care morcovior, frate, ăsta nu mai vede, e porumbior. Băi, porumb, mă. Porumb. Băi, Sorin, mă îngrijorezi, mă. A doua pereche de ochelari. Dar de ce am zis morcovior? Asta mă întreb și eu. Da, așa, stai că nu, mă, ăsta nu mai vede. Băi, Sorin, ai luat-o razna. De să fiu al mai bine. Nu se poate, cum să zici morcov la porumb, băi? E un piure afumat. Unde, mă? Unde, mă? Da, am o bucățică de slănină. Uite, afumat. Asta nu e slănină, la mine e usturoi. Uite, la piure, ia miroase. Usturoi, mă, ăla. Ia miroase, mă, să vă spun dacă e ăsta usturoi. Păi, usturoi, mă, ce? Ce aveți, mă? Usturoi, usturoi. E usturoi, Sorină, pe ăla l-am și eu, Sorină. A, da. Păi, tată, pune... Bravo. Trebuie să gust ce vrei. Băi, pune-ți ochelarii, mă. Veri, panii. Ia, bă, buntea. A, și crezi că din cauza ochelarilor? Mamă, vezi, ia, poate vezi în 3D cu ochelarii. Ia vezi. Mamă! S-a făcut deci dimineața? Deci fii atent! Văd și grăsimea din piure. Exact. Bă, ești nebun? Pă bune, a, da, să vede grăsimea așa. Mamă! Te cred. Și văd și astea mici de... Știi cum se numește chestia asta? Vedere. Vedere. Se numește la bună vedere. Și... Da. Ai să râzi? Are și Susan. Gata, luați ochelarii lui Sorin. Mamă, că te văd foarte tare. După cum a gândit-o... Stai, bă, că este, cum îi spune, padawan. E în devenire? Nu cred. Și avea și o ceapă la grătar. Hai să votăm. Mamă. Gata, mă, m-am lămurit. Am văzut tot ce era de văzut. Că are oase. Mamă, a găsit un os. Păi peștele trebuie să aibă oase, că dacă n-are oase, nu știi ce mănânci. Ca la pui, dacă n-are pene, nu mai știi ce mănânci. Eu zic că e bucătăraș de la mic, care n-a avut șcăric la școala de bucătări. Eu zic să vedem bucătărașul cel voinic, vedem, da, de da, 19 da, da. Ani. Aoleo, și palpitații. Seara. Ți-am zis, seara. Padawan. Savin Ciprian. Sunt din Bacău, am 26 de ani, sunt bucătar. De cât timp? De 6 ani. Lucrez și în Bacău și în Iași. Acum sunt șef bucătar la două bistrouri din Bacău și un restaurant. La 3 cârciumi ești șef bucătar? 3. Și cum faci, mă, frate? Bă, iartă-mă, când aud... Cum faci să fii șef bucătar în 3 orașe diferite? Mă, te plasez. Vreau să ajung la un alt nivel. Bună seara, șef! Ați ghicit, sunt bucătăraș tânăr. Mă numesc Ghilan Ionuț, sunt din Iași. A, nu ești din Bacău? Nu. Bacău e Moldova? Normal că da. Și Iași e totul Moldova? Iași e capitala Moldovei. Dar nu e mai frumos la Vaslui? Se bea mult spirit și repercursiuni multe în ultima vreme. E cam riscant. Dar la Buzău? Se bea și acolo spirit, dar la el mai trec prin pâine, mai filtrează. E la modul mai aproape de București, mai... Nu e, mă, că erau tăcea să stai. Da. După ce să dă emisiunea pe post, părerea mea să ocolești și Vasluiul, și Buzău, și Bacău. Ai 3 cârciumi de care ai grijă. Da, am. Spunem doar atât. Astăzi este o greșeală. Da, este o greșeală foarte mare. Care? Carne. Piureul. Și cotlețelul. Și carne. Ce e cu ea? Carnea, într-adevăr, nu mai trebuia să o las un 6 pic. Grade în urmă, frate, adică... Eu cred că 6-7. Da. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Sorin Bontea. Doar atât îți doresc, să faci parte din echipa lui Sorin Bontea. Bucătar de cât timp ești? O să zic așa, de vreo 6 ani. Păi și nu ești șef bucătar?
Nu sunt șef bucătar. Pe băiatul ăla de înaintea ta era șef bucătar în 3 cărciuni. Nu știu, urmează să fiu și eu. Și bagi meniu, faci meniu? Am mai băgat și câteva lucruri în meniu noi. Și ce ai pune tu în meniu așa? Dacă venim la tine la terasă și deschidem meniu, care este primul articol care îl găsesc deasupra? Primul, cu ce începi? Având în vedere că eu am oare mare grijă și la alimentație, eu mi-aș recomanda un somon cu un orez, nu știu, sălbatic, o salată de caracatiță, ceva, nu știu, astea. Mie îmi plac fructele de mare în general, aș mânca asta toată ziua, okay. Aș recomanda la toată lumea, le-aș și găti. Dar asta ai vrut să te faci și tu când erai mic, bucătar? Asta am vrut să mă fac și asta vreau să rămân. Decât să fac 10 meserii și niciuna bună, mai bine faci una și din ce în ce mai bună. Am de învățat. Bă, tu pe fond așa ești, bine le știi, din vorbele știi. Să zicem și din fapte, așa, fără modestia. Te mai uite, să mai pun întrebări. Fii atent, răspund. Primul lucru care îl faci tu în momentul în care intri în bucătărie? Mă cer cu colegii. Asta fac. Stați-vă zic și de ce. Pentru că nu-mi las marfă, colegii cu o zi înainte, nu-mi las și eu las frigiderile goale și așa mai departe. Adică vă certați ca chiorii pe întuneric. Exact. Primul lucru care îl faci, dragul meu, când intri într-o bucătărie, aprinde lumina. Vine femeia de serviciu, stați-vă zic. Dragul meu, 3 restaurante, îngașați unde acum încolo. Mamă. Nu vreau să uit. Domnule, dragă, nu mă întreba. De ce? Oricum, nu meritam. Sincer, nu meritam niciun puțin. Nu știu de ce ți l-am dat. Știu, nu meritam. Ți-am oferit așa, am zis, bă, o circunstanță atenuantă, bă, emoțiile are o idee. Oricum, nu meritam, bă. Copile, se simte că ești la început de drum. Nu cred. Aoleu! Mamă, știți cum pătrund de privirea asta așa pe mine? Somon, ore sălbate. Chiar ai voce, că te-am mai auzit cântând. Ai falsat puțin. Mă, dar e și arogant un pic așa. Și un pic arogant. Și chestia asta, să știi, că e foarte interesantă la un moment dat. Mi-a spus un cunoscut, priceput așa la tablouri, că rama unui tablou face cam 30-40% din tablou. Bă, și l-am crezut. Ma. Bă, era, mă, pictor? Nu cred. Tot răul spre bine. Chiar mă bucur că ai primit 2 cuțite și am să spun și de ce. Abia aștept să treci prin 3 probe la bootcamp. Sincer, și abia aștept să treci prin ele. Să-mi arăt... Copile, stai liniștit, avem noi grijă. Ai 3 probe de bootcamp, nu scap de niciuna. Ok, mulțumesc. Dacă greșești la prima, până la 3 ajungi. Ia cuțitul, haide, repede. Dar mai vrei, stai un pic, îl mai vrei? Bineînțeles. Sigur? Sigur. Bă, ai 3 probe, deci chiar dacă greșești la prima, le faci pe toate 3? Bineînțeles, le fac pe 3. Hard time. Mi-asum. Bine. Dacă se poate. Nu putem. N-avem voie. Mulțumesc. La revedere. Nu o să vă demazamăgesc. Cum îl cheamă, măciucă, ca să ținem minte? Pe băiat? Deci vezi că îi pun steluță mare așa. Savin Ciprian. Savin, mă, da. Savin. Vezi că scu cu litere mari. De chinuit. Ba, așa am scris, uite. Savin Ciprian de chinuit. Bă, ești norocos. Mersi și... Stai liniștit. Băi, Ioane, fiată. Ia-l, băi, ia-l. Dacă ai norocul... Poți să dau una cu voi? Băi. Nu se poate, nu? Trece acolo și ascultă-mă. Să fac cel mai mult acum cu gestul ăsta. Spuneți. Trece acolo și ascultă-mă. Gata. Fii atent ce spun eu acum. Dacă dă bunul Dumnezeu pentru tine și mergi mai departe... Doamne, ajută! Știi ce ai să spui despre mine? Că n-ai auzit așa voce frumoasă în viața ta. O să spui că am... Cea auzi? Mai frumoasă... Ce? Soprana e glumă pe lângă. Sărinaceu. Ciocârlie, mă. Sărinaceu. Scoate hârtia, că e acolo, e lângă ăla. Dacă până acum aveam listă cu oameni pe care vrem în echipă, avem oameni eu de am chinuit. Lista cu ea pe care vreau să-i torturez psihic. Fugi. Cum te cheamă? Ionuț. Ghilan. Ai Ghilan. Și nume predispus, mă jur. Pe bune? Da, da. Dați că vezi. Baftă, Ioane. Mersi mult. Seară faină. Dar voi de ce aveți, mă, legitimație? Băi, asta.